Sărbătoarea de aici, de la Jurlovca, a devenit atât de cunoscută în toată țara, încât oamenii din toate colțurile țării vin să vă viziteze. Sunt oameni care vin aici nu numai pentru muzică, cât pentru mâncare. Cum îi întâmpinați? Cu ce îi întâmpinați pe cei care vin astăzi aici? Păi așa cum spunea și noastră, așa cum ne-am obișnuit și noi, așa cum s-au obișnuit și ei, anul acesta, a 7-a ediție a Sărbării Borșului Pescăresc. Practic de aici este și baza, trebuie să ne pregătim cu cel mai bun borș de pește din Delta Dunării, spunem noi, și cel mai mult din punct de vedere al cantității, ținând cont de toate cantitățile pe care le folosim. De exemplu, anul acesta avem în jur de 5 tone jumătate de pește, bineînțeles plus restul de ingrediente, cartofi, ceapa și așa mai departe. Au ajuns? Bineînțeles, am fost pregătiți pentru 15.000 de oameni, până se va închide festivalul vom atinge acest număr de 15.000 de oameni pe care putem să-i servim anul acesta cu borș de pește, adică o cantitate de aproximativ 18 tone de borș de pește efectiv realizat. Și bine, în același timp mă bucură și pe mine anul acesta prezența standurilor și mai ales a localnicilor, pentru că au înțeles și ei că se pot implica și nu numai implica, pot avea și anumite beneficii de pe urma acestui eveniment. Să-și pună în valoare rețetele tradiționale, rețetele învățate de la bunici, de care se bucură practic toți cei care sunt prezenți astăzi la Jurilovca. Festivalul de la Jurilovca a devenit o tradiție națională deja. Sunt oameni care vin din toate colțurile țării pentru a degusta preparatele pe de-o parte și pentru a-i vedea pe artiști. Ce le-ați pregătit celor care au venit astăzi aici? Este foarte adevărat, Sărbarea Borșului Pescăresc a ajuns la 7-a ediție și este un eveniment de tradiție al comunității locale care a luat amploare și care devine din an în an un festival de o anvergură din ce în ce mai mare. Ce ne încântă pe noi este că în fiecare an avem tot mai mulți invitați din Dobrogea, pentru că înainte de toate Sărbarea Borșului Pescăresc este și un festival care încearcă să promoveze și să pună în lumină frumusețea Dobrogei prin multiculturalitatea ei. Noi am pregătit, la fel ca în fiecare an, momente artistice la scena festivalului de aproximativ 7 ore, reprezentative pentru etniile din Dobrogea, iar pe finalul zilei publicul se poate bucura de concertele lui Radu Captari, Zuralia Band și anul acesta îi avem invitat special pe cei de la Zdob și Zdub. De ce veniți aici la Jurilovca? Ce v-a motivat să veniți astăzi aici? Pentru că aici e un mix atât de bogat de diferite culturi și muzică și tradiții. Și noi, eu cred că noi la fel facem un mix de diferite stiluri de muzică și cultură. De aceea noi suntem aici și eu sunt foarte bucuros. Mă simt foarte
ciudat, dar totuși nu pot sta liniștit aici în apartament vis-a-vis de scenă la un vapor foarte frumos, da, de, adică de mare, da? Și am plimbat de la dimineața, am văzut tot ce se întâmplă aici, am făcut poze, am vorbit cu oamenii, cu artiști și nu pot să vă explic, dar mă simt foarte ciudat, dar fericit. De ce vă tentează să veniți la un astfel de festival? Ce vă motivează să veniți aici? Sunt mai multe motive. Unul la mână, sunt, mă consider privilegiat pentru că am participat la fiecare ediție și am văzut cu ochii mei, am observat cât de tare s-a dezvoltat spre bine și spre mare acest festival. Spre exemplu, anul trecut a fost singurul an când n-am avut curajul să-i urez primarului la mai mare, pentru că nu mai era unde să încapă lumea. Și doi la mână, eu cânt rusește, sunt interpret de muzică rusească și unde altundeva decât la Lipoveni acasă, să nu fiu iubit și să nu fiu recunoscut de către toată lumea și dragostea este reciprocă. Ia spuneți-ne, ce pregătiți aici? Ce este aia? Borș de pește. Borș de pește. Ce aveți în el? Ce ați spus aici? Păi, singer, caras, crap, cam astea sunt, da. Ce-i de gust borșului de pește? Ce-l face cel mai bun? Hamsia. Hamsia? Pește. De ce? E mai multe categorii de pește și din cauza asta. Da. Mai are de fiert acolo? Trebuie să fiară boțetul. Da. Deci spuneți-mi ce ați spus ține, care sunt ingredientele pentru borșul de pește? Eu am o rețetă specială. Ia-ți povestiți-ne despre ea. Este o ciușcă, ce am mai pus-o aici? Leuștean, cartofi, ardei, roșii, burion, făcut de acasă, arșiță, mai multe. Și ca și... pește marin, am pus plătică, caras, pește bun. Și focul de lemn e toată șmecheria. Cât îl lăsați să fiarbă? Nu știu. Eu gust, îl verific și când e gata, îl dau jos. Haideți să-l gustăm. Cum este? Ia. Și spune ce mai trebuie și o pun. Deja sunt la 15-lea cea 1. Pe ziua e de bun, astăzi. E bun așa cum e. Ce mai trebuie? Carne, probabil. Mai mult pește. Personal, ce vă place cel mai mult să mâncați dintre toate bunătățile astea de aici? Păi aici sunt atât de multe că mi-e greu să le enumăr, dar nu pot să fie una care nu, să fie pe sufletul dumneavoastră. Nu pot să mă dau la o parte de la plătica pe tablă cu sare, gustul e fenomenal, nu pot să mă dau la o parte de la carasul prăjit și, bineînțeles, la ciorba, dintre toate ciorbele, ciorba de pește. Le-ați gustat astăzi? Cu siguranță, păi altfel cum? Trebuia să mă asigur că totul este în regulă. Eu am mâncat pește, nu de mare, stavridă, da. Eu tot sunt pescar și mă simt ca la mine acasă, nu știu, că eu m-am născut în Rusia. Bunica mea de la Ackerman, dar m-am crescut în Moldova. Cum e cel mai bun stavridele? Prăjit? În ciorbă? Cum e mai bun? Prăjit. Prăjit. La grătar. Eu tot fac borș pescăresc, uh-huh. Și de aceea mă simt aici și ca un artist, și ca un pescar. Și ca un bucătar. Ca un bucătar și un muzicant. Care acum eu ascult mai mult muzica world music, să spunem așa. Aici m-am văzut și pe cum au dansat și au cântat tătarii, a români, bulgari, lipoveni. Și pentru mine, nu știu, ceva foarte, foarte interesant. Cea mai interesantă este diversitatea preparatelor cu care s-au pregătit oaspeții noștri. Trebuie să fie un fel de mâncare. Așa, o preferință personală, să zic. Carasul prăjit. Știți, da. Este peștele cel mai dulce și este cel mai apreciat în Delta Dunării.
L-ați gustat? În afară de faptul că anul acesta pescarii din Jurilovca s-au străduit să prepare, la fel ca în fiecare an, cel mai bun borș de pește de Vestan. L-ați gustat anul acesta? Borșul de pește. Și carasul prăjit? Carasul prăjit, sigur. Borșul de pește puțin mai târziu. Tot ce înseamnă pește, chiar aș zic că am și un pic de fanatism în consumul de pește, așa că orice fel de mâncare din pește. Ar trebui să fie ceva anume care vă e pe suflet. Afumăturile, scrumbie afumată și așa mai departe. Alea sunt speciale, dar, repet, iubesc toate bucatele făcute. Le-ați gustat astăzi? Absolut. Și mai urmează după ce cobor din scenă, mai urmează. Acest eveniment, chiar dacă vreau, chiar dacă nu vreau, trebuie să continue, pentru că a ajuns la un nivel la care nu mai putem da înapoi și cred eu că și ceilalți care vor veni după mine ar trebui să meargă mai departe cu acest eveniment. De ce? Pentru că, da, într-adevăr, de la an la an se muncește, de la an la an căutăm perfecțiunea, nu știu dacă o să o atingem vreodată, dar cert este un lucru, văzând prezența de la an la an mult mai mare, asta mă încurajează și pe mine, așa cum spuneam și mai devreme, să mergem mai departe, pentru că asta înseamnă că mergem pe un drum bun.